Salutare și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi vă salut direct pe bicicletă. Suntem a doua zi la câmpul în Muscel. Astăzi mergem pe un traseu mai lung. Teoretic pe Google Maps ne arată 6 ore de mers pe jos. Nu știu exact cât kilometri sunt, pentru că nu știu de ce nu ne arată, dar o să vedem la final. Mergem așa, într-un traseu de recunoaștere. Ideea este că the main checkpoint este mănăstirea Ciocanu, să urcăm până la mănăstire și apoi să coborăm să ne întoarcem de unde am plecat. Hai să-i dăm! Bun, am ajuns în comuna sau satul Bratia, primul checkpoint al nostru. Aha, urcare! Și urmează să mergem spre Oțelul, următorul checkpoint. Miau! Noroc cu electrica, că altfel greut. Am dat bicicleta pe hai, pentru că cum se pare că avem o porțiune de urcat și avea început traseu. Nu știu exact cât de mult este de urcat pe traseu și nu vreau să-mi consum energia. Bine, nici bateria bicicletei nu vreau să o consum, dar eu zic că o să fie ok. Și acum la vale. Partea cea mai tare. Tot a fost. Încă o urcare. Îi dau din nou pe hai. Wow. Mi-a fugit roata față. Problema e că bicicleta asta, fiind în mult mai mare, stau mai mult pe partea din spate, pentru că greutatea nu e distribuită exact cum trebuie și mai alunecă foarte, foarte ușor roata față. E manageable, dar mi-ar fi trebuit un S. Wow. În sfârșit am scăpat un pic de bolovani. Mă săturasem de ei. În sfârșit am scăpat și noi de bolovani. Mai avem cam jumătate de traseu până la mănăstire sus. Și probabil de acolo chiar o să înceapă coborârea. Dar până acolo nu știu dacă mai avem coborâre. Probabil că nu. Se țin și în concursuri pe aici? Că văd că a rămas indicatorul ăsta pe aici. Marcajul. Wow. Râpa Șoimului se numește. Nu vorbeam cu tine. Iau, să băgăm un pic de viteză. Am plecat de la râpa Șoimului și acum ne îndreptăm spre mănăstirea Ciocanu. Poftim? Mamă!
Ce facem? Stăm un pic aici sau... Bun! De la Mănăstirea Ciocanu am mai urcat un pic și am zis că să ne dăm pe traseele de enduro de aici. Momentan am zis că hai să ne dăm pe XR. Wow, drop! Wow! Doar că nu știu deloc traseul, așa că... O să mă dau foarte încet. Wow! Să vedem cum sunt traseele astea de aici. Vai! Nici nu sunt foarte obișnuită cu bicla, mai ales că e o măsură mai mare, cum am zis, tot zis. Și în al doilea rând, nici nu vreau să cad cu ea, pentru că na, este închiriată. Nu vreau să o supăr pe Dragoș. Iau! Mamă! Da, nu-i problemă. Îi dăm din nou la vale. Mamă, e foarte greu să manevrez, e foarte mare. That's what she said. Am pe pantă. Wow. E foarte greu să vorbesc acum. Wow. Wow, cât a drop-ul! Ah, ok, nu e atât de mare. Mamă, rebound-ul ăsta nu-mi place deloc. Trebuie să mai umbl un pic la el, pentru că mă aruncă efectiv de pe șa. Și nici nu pot să-l las foarte jos, pentru că tija este prea mare. Este și bicicleta mare și șaua este mai înaltă decât ar trebui. Uf! Blana.
Wow. Da. Aici e. Wow. Un pump track surpriză, mamă. Aia am crezut că e drop. L-aș fi dat și eu. Băieți, ajung la bifurcație Gold XTR. Și zicea că XTR-ul e ok. Bine, na. Mi-a plăcut pump track-ul ăla de mai devreme. Mă lasă foarte mult în spatele șei și mă incomodează așa de mor. Mic drop pe care nu o să-l dau. Poate tura următoare. Mamma mia! Wow! Wow. Uai. O ia pe aici, o ia pe aici. Știu. Bun, îi dăm din nou la vale. Dar sunt trasee foarte, foarte frumoase. Bine, asta e singurul traseu pe care l-am încercat până acum. Dar greuțe, tehnice. Uai, ai, ai. Mamma mia!
noi. Bă! Vai de viața mea! Unde n-ai bani? Una, doua care a căzut. Deci când coboare pe vame, trebuie să pui frână, să nu meargă cu vitez de mare. Erau doi copii, am țipat la ei, am zis că i-au omorât. Eu nu ce fac aici, am fost la primărie. Îmi fac gard aici. Dar cine a... Bun, acum că m-am relaxat și eu un pic, pentru că tocmai am ieșit de pe traseu, am făcut traseul XTR de sus până jos. Din câte am înțeles, sunt 5 trasee aici la Ciocanu. Acum o să mergem să mai dăm o tură. Nu știu exact ce traseu o să facem acum, dar aș vrea altul. Poate puțin mai ușor, pentru că e challenging. Are multe secțiuni tehnice și are porțiunile aia unde râpa, vai, în stânga, mama, deci m-am speriat super, super tare. Aveam impresia că la Zuga e râpa acolo la început, când începe traseul verde, dar nu! Aici chiar e dita mai râpa în stânga și e foarte, e foarte îngustă poteca. Dar da, altfel traseele, sau mă rog, traseul ăsta, pentru că am făcut doar unul, foarte frumos. Dar, da, greuț. Acum trebuie să mergem până la primăria Bugea de Jos. Avem de pedalat 1,8 km și apoi de acolo, de la primărie, ne urcăm iarăși sus. Ne urcăm, de fapt, că n-ai cum să te urci jos. Și mai dăm un traseu. Vedem, poate găsim ceva mai ușor. Bun. Suntem din nou la vale. Am urcat și acum ne dăm pe Saint, așa se numește traseul. Este unul mai ușor, din ce am înțeles. Mai flowy așa. Și sperăm că ăsta e, dar așa pare. Ok, aș fi putut să sar, dar nu știam cum e. Doar că e mai ascuns, el nu este marcat. E mai greu să-l vezi. Dar se pare că am nimerit bine. Cred că era mai bine pe sus. Da, era mai bine pe partea de sus, dar merge și așa. Mamă, câte rădăcini! Noroc cu full suspension-ul. Dar, după cum spuneam mai devreme, bicicleta asta este o mărime mai mare, este M. Și mi-e foarte greu să o manevrez, pentru că este și șaua mai sus. Tija nu este suficient de mică încât să-mi dea șaua mai jos și să mă las pe spate, să mă las în spatele și e foarte incomod. Dar măcar traseul ăsta pare și cred că este mai ușor. Așa că măcar acum îi dăm și noi mai tare, mă distrez și eu un pic mai tare, să nu mai fie așa cu spată și să profit de full suspension. Op.
avem grijă cu bidonul pentru că este destul de lat. Pump track. Foarte blană. Uf. Da, ar fi trebuit să iau așa pe sus. Vai, ce prost am luat-o. Măcar am anvelopele groase. Că n-avem voi pe aici. Da, sigur e pentru vehicule. Wow. Încă sunt marcajele de la concurs. Deci suntem pe traseul cel bun. Tot o să ajungem bine. Mamă, ce era să lovesc cranga asta. Ops, am ratat un pic. Opa! Wow! Ce e asta, bobiță? Ups! Nu vreau să-mi intru o creangă în ochi, nici n-am ochelari. Wow! Bun, am terminat și traseul Saint, clar, mult mai ușor decât XTR. Doar ultima porțiune, într-adevăr, destul de urâtă pentru că e destredit, am mai șanțul și nu ai pe unde să mergi cu bicicleta. Și a trebuit să fac pushbike pe ultima porțiune, dar altfel, mult mai ok. Așa, mai de începători. Și XTR-ul mi-a plăcut foarte, foarte mult, doar că mai tehnic și mai greuț. Și mai înfricoșător. Și oricum nici bicicleta, după cum am tot spus, nu m-a ajutat. Adică ok, foarte mișto, electric, foarte mișto, full suspension, dar mărimea ei și poziția și nu m-au ajutat deloc. Mi-a fost foarte greu să manevrez. Bun, cam asta a fost traseele la Ciocanu.
Am făcut 2 din 5 trasee, XTR și Saint. Mai avem de făcut încă 3 data viitoare, când o fi data viitoare. Dar da, a fost foarte, foarte mișto. M-am autodepășit, ce pot să zic. Și sper că v-a plăcut și vouă și vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine. Și până data viitoare, stay active!